Angajații Romgaz și-au început ziua de muncă la sediul DNA Târgu Mureș. La ora 8, mascații au intrat în sediul Societății Naționale de Gaze Naturale, filiala Mureș. Procurorii au preluat dosare și au chestionat mai mulți angajați. Ăsta și ne-a dat citație. Au venit cu mascați cu ăsta, în loc să aduc o hârtie, ia și mergeți acolo. Deci pentru intimidare, cumva, că vezi, doamne, nu, urgent și acum ne ține. Păi cât suntem aici, poate numai pe seară sau pe mâine dimineață. De cât sunteți înăuntru? 10, 15, Dumnezeu știe. Direcția arhitect șef din cadrul primăriei Târgu Mureș, dar și compartimentul de investiții au fost vizate. Problemele se pare că ar fi devierile de conductă din cartierul Belvedere, pentru care Romgaz nu ar fi avut avizele necesare. Reprezentanții DNA București nu au dat informații suplimentare în acest caz. În mod singur element pentru că s-au efectuat percheziții la o instituție publică și la o societate comercială. Atât. Dacă perchezițiile sunt în curs, e o fază anchete în care nu putem să oferim mai multe informații. Societățile comerciale vizate au fost pe lângă Romgaz, Contrascom, Benza și Gascop.